Lăudați să fie numele Domnului. Ca de fiecare dată, vreau în câteva cuvinte să facem o scurtă recapitulare. De data aceasta vă rog deschideți la 1 Împărați capitolul 17, fiindcă observând lucrarea profetului Ilie, recapitularea se poate obține de aici. Vă spuneam despre tendința ecumenică de a-i coopta pe toți și se pare că Izabela a fost preocupată de așa ceva. Este suficient să amintesc încuscrirea lui Ahab și a ei cu Iosafat. Foarte interesant. Ahab și Izabela, pe Elie îl dușmăneau de moarte, iar cu Iosafat erau cuscri. Și Iosafat era un om credincios. Deci, dacă se accepta colaborarea cu ea, ea încă era foarte politicoasă. Știți că și cu bărbatul era atentă când era supărat și nu mânca. Rămânem la Elie să ne reamintim de aspectul carismatic. Spuneam că ei pun accentul pe ideea puterii cuvântului rostit și fac referință la Elie că el prin cuvântul rostit a putut să subjuge chiar forțele naturii, să dețină autoritate. Dacă privim superficial doar la începutul capitolului 17, unde el a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeul lui Izrael, cărui slujitor sunt. Dar de aici de la rezultă ideea că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Dar în versetul 2 cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste cuvinte. Versetul 4 apoi. Am poruncit corbilor să te hrănească. Ilie n-a putut folosi autoritatea cuvântului propriu să-și procure hrană. A trebuit Domnul să le poruncească. Cuvântul lui Ilie în fața văduvei n-avea valoare până nu a dat Domnul mai întâi în cuvânt, fiindcă scrie în versetul 9. Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Dar se poate observa mai clar în capitolul 18, când se roagă Ilie de la versetul 36. Să vină foc din cer. Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și eu sunt slujitorul Tău. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă! Și mai jos când se roagă pentru ploaie, nu a poruncit simplu să vină norii să-și intre din nou în funcție. S-a rugat în mod repetat și Iacov reia în epistola sa în capitolul 5 și scrie Ilie s-a rugat cu stăruință să vină sau să nu vină ploaie. Deci autoritatea nu este nici la profetul Ilie cum le place lor să se autointituleze la unii. Sunt profeți care au putere în cuvântul lor ca și autoritatea Scripturii. Nici cei care au scris Scriptură nu au avut autoritate în cuvântul lor. Autoritatea le-a fost dată de Dumnezeu și doar cuvântul lui Dumnezeu prin ei avea valoare, nu era de la sine. Trecem acum la lecția numărul 7, liberalismul. Liberalismul sau secularizarea este tendința umană de a analiza și de a aborda problemele vieții fără a lua în calcul elementul religios. Grecescul aion sau ceea ce scrie Noul Testament, chipul veacului sau spiritul veacului, după mersul lumii acesteia. Întotdeauna a fost o tendință de orientare spre lume, dar în mod special din secolul XIX și secolul XX, modernismul a făcut ca ideea liberală să înflorească. Apostolul Ioan scrie în epistola sa, în capitolul 2, versetul 16 așa, căci tot ce este în lume,
Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Datorită contextului mondial, datorită curentelor filozofice, umaniste, ateiste, iluminismul, empirismul, s-a făcut o forțare asupra bisericii în ultimele două secole să accepte curentele acestea de gândire. Apoi a mai fost un alt factor politic. În unele țări, chiar din Europa, există o religie de stat națională. Și în ideea aceasta, bisericile respective se împleteau cu politica statului. Și biserica era o pârghie bună în mâna guvernanților pentru obținerea unor scopuri politice. De aceea, biserica trebuia să facă niște compromisuri devenind creștinul și patriot. Și fiindcă a avansat cultura, nu putea să rămână nici în urmă și liberalismul face un creștin și patriot și filozof. Evident, ambele sub aspect lumesc. Acest sistem a asaltat biserica. Dar în biserică, în biserică gândită ca și membri, ca și pietre vii, sistemul liberal a intrat fie prin oameni nenăscuți din nou intrați în biserică, fie că au venit din afară, fie că ei provin din familiile credincioșilor, fie, într-o a doua fază, prin alegerea unor lideri lumești. Fază în care liberalismul este instalat și la nivelul superior și în masele de oameni. Ispita aceasta a fost încă de la începutul Noului Testament. Veneau oameni la Ioan Botezătorul să fie botezați. Și el le-a spus la unii, faceți roduri vrednice sau fapte vrednice de pocăința voastră. În fapte 8, cazul lui Simon, care l-am amintit, este foarte evident pentru oameni care au vrut să ocupe chiar o slujbă în biserică. Dar condiția lor spirituală să fie inexistentă. Ei să fie oameni lumești. Hai să și citim din Luca capitolul 3, unde mai multe categorii sociale îl abordează pe Ioan Botezătorul în mod concret, de la versetul 10. Drept răspuns, el zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vame să fie botezați și au zis învățătorule, noi ce trebuie să facem? El a răspuns să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași le întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns și lor. Deci, Evanghelia este pentru orice categorie socială, pentru orice om, dar nu poate fi incorporat în biserică decât dacă mai întâi survine schimbarea în viața lui. Schimbarea comportamentală, nu doar schimbarea ideologică. Am notat 4 caracteristici ale liberalismului. În primul rând, s-a format o teologie liberală. Ea se opune supranaturalului și afirmă că scripturile Vechiului Testament, Pentateuhul, cărții lui Moise, scrierile profetice, nu sunt infailibile, ele sunt doar niște relatări istorice, legendare, și oamenii trebuie să gândească altfel viața. În Fapte, capitolul 17, Pavel ajunge la Atena și găsește o cetate plină de religie. Ei respectau chiar și ce nu cunoșteau, rezultă din versul 23. Chiar și unui Dumnezeu necunoscut i-au făcut un altar. Dar când Pavel îi provoacă la pocăință, de la versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că are îndoit o zi în care va judeca lumea după dreptate.
când a auzit ei de învierea morților, moment în care trebuie să dea socoteală de nepocăința lor, nu m-au acceptat nimic. Dar altfel ar fi fost bucuroși să-și îmbogățească cultura lor religioasă, dar fără să se schimbe. Teologie liberală. Să rămână fiecare cum este, doar să accepte ideea de Dumnezeu. Dar după cum este, societatea noastră să nu o afectăm. S-a născut teoria morții lui Dumnezeu, numită deism, potrivit căreia Dumnezeu a creat universul, dar nu este implicat, l-a lăsat pe seama noastră. Și noi avem dreptul să ne comportăm cum ne place, fiecare epocă istorică să-și făurească un adevăr cum îi place. Ei cred în mântuirea sociologică, adică generațiile de oameni vor evolua până când se va instala pe pământ o împărăție. Dumnezeu i-a lăsat și la potop a trebuit să-i distrugă. Evoluaseră în bine, strecaseră cărarea toți. A încercat altă mișcare diavolul și se luptă acum prin teologii aceștia și prin oamenii care cred stilul acesta de viață liberal, din nou se instituie o împărăție pe pământ. În cartea Apocalipsei este descrisă și starea decăzută în care a ajuns omenirea, dar și distrugerea. Deci oamenii aceștia nu au nicio șansă nici să-și vadă dorința împlinită, nici nu-i va lăsa Dumnezeu să își ducă la nesfârșit ideile. Îi va opri ca pe cei de la turnul Babel. O al treia caracterizare. Liberalismul a adus tendința spre materialism, care este o închinare la idoli. Hai să citim din Matei 6 cuvintele Mântuitorului. De la versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâpe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Tendința materialismului și a liberalilor nu este neapărat să distrugă moralitatea, fiindcă ei chiar au de gând să facă pe pământ o societate dreaptă. Dar îl scot pe Dumnezeu din activitatea omului. Oamenii descriși de Domnul aici, care slujesc lui Mamona, care este chiar diavolul, sunt prezentați ca unii care fac afaceri ilegale, ca unii care au relații economice nedrepte? Nu! Dar ce greșeală fac aceștia? Doar ne socotesc lucrurile sfinte. Spunea recent un frate, să-i zicem frate încă în nădejde, care era foarte prins în misiune și activa, actualmente este patron și nu vine duminica dimineața la biserică, fiindcă atunci s-ar putea să primească vreun telefon, să aibă vreo comandă. Și o pierde. Dar nu se duce atunci la lucruri murdare. Doar ne socotește pe Dumnezeu pe fond materialist și se dedică întru totul banului averii. Și iubirea de bani este rădăcina tuturor lor. Unde duce asta? Cei ce au umblat după ea au rătăcit de la credință. Biblia ne îndeamnă să fim harnici. Dar dacă suntem atât de harnici cât ar vrea faraon, să nu ne mai ardă de jertfe în pustie, o să rămânem în Egipt. De aceea, dumneavoastră aici munciți, că n-ați venit în voiaj în Austria. Chiar cei care v-ați stabilit aici, imaginați-vă că și dumneavoastră sunteți în pustie. Știți care e diferența dintre pustie și gosenul din Egipt? În gosenerea muncă până să-ți iasă pe ochi și pe urechi, dar și carne care să-ți iasă până pe ochi și pe urechi. În pustie aveau timp de pregătit hrana, timp de deplasare, dar era și timp obligatoriu pentru slujbă. Și pentru timpul rezervat lui Dumnezeu, cu o zi în anticipație, Dumnezeu le dea porție dublă. În Egipt mâncau mai bine, dar nici timp n-aveau deloc. Alegeți!
Toți care ați ieșit din Egipt, considerați-vă în drum în pustie. Nu sunt condiții de Canaan. Le-a toți făgăduit la gândul că scoate Egiptul din inima lor și le implantează Canaanul. Acolo curge lapte și miere. Dar ei toți se gândeau la... N-au ținut cont că a fost muncă excesivă. Să fie și trai bun. Fiindcă exact problema următoare care o amintesc ca patra este hedonismul. Tendința spre plăceri, spre distracții, spre mâncare, spre sport. Nu trebuie să faci alte păcate. Numai să te pasionezi aspectele acestea. Nu trebuie decât să fii un bun sportiv de performanță și o să ajungi cel mai slab creștin. O să îți ia timpul de părtășie antrenamentele, apoi vei deveni și microbist, că doar nu concurezi cu tine însuți. Te interesează întreg peisajul, nu? După o reușită urmează un chef și după toate astea numai o tendință de spiritualitate nu se mai găsește. Acceptarea acestor practici lumești este dăunătoare sufletului. Vă rog să rețineți. Prin liberalism nu neapărat punctăm păcate imorale sau abateri grave de la doctrină, ci doar orientarea spre lume. N-avem dreptul să ne bucurăm și noi? Ba da, dar spunea cineva, noi suntem sarea, nu bomboana pământului. De aceea, plăcerea noastră este într-o cu totul altă direcție. Cum ne putem lupta împotriva acestor tendințe, care se pot manifesta prin noi sau prin cei de lângă noi? Și vă dau două recomandări. 2 Timotei, capitolul 4. Trebuie să avem o preocupare spre Dumnezeu, spre cuvânt. Iată ce scrie aici de la versetul 1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția Lui. Unde trebuie să fie orientarea noastră? La țintă, la scopul suprem. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, practică metodele necesare, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute, să avem alte interese, să ne placă altceva și își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Adică le vor place glumele, distracțiile, mersul lejer. Dacă mai e vorba de ceva mistic, găsim vreunul care ne spune vreo răpire năstrușnică sau vreo altă manifestare care nu poate fi probată și nu este veridică. Și rest... Uite așa, leger. Tendința asta puteți să o sesizați dumneavoastră când vă întâlniți. Spre ce suntem orientați? Spre o cântare și o rugăciune? Sau mai degrabă suntem interesați să mai spună o glumă sau ce a auzit sau să povestească o întâmplare curioasă sau una fără niciun interes sau fără niciun folos? Astea sunt stări de început. După care, dacă se debutează, ne afundăm în lumea asta, ori în planul materialismului, ori pe fondul hedonismului, ori putem să ne avântăm chiar în teologie și să socotim că Dumnezeu stă cu mintea acolo în cer și pe noi ne lasă în grădina Lui să ne jucăm, să facem ce vrem. Dacă vom fi preocupați de lucruri sfinte, se va aprinde în noi dorul și dragostea după Dumnezeu și împărăția Sa. Și tot în privința aceasta, vreau să deschidem la Psalmul 73. Este ceva natural să ne fie dragă lumea, până se regăsesc în noi tendințe firești. După ce ne găsim plăcere în lucrurile sfinte, nu ne mai este mai dragă lumea. Acum recent mi-am pus întrebarea într-o zi,
dacă n-aș avea nicio constrângere de la biserică și aș putea să fac ce vreau, hai să-mi imaginez ce aș face. Să mă lase Dumnezeu să fac tot ce vreau eu, tot ce-mi place. Și le-am luat arăt câteva posibilități. M-aș apuca să beau? Nu, nu-i ceva bun. Eu sunt ascet prin formația mea nativă. M-aș apuca de alte sau alte patimi? Nu. Sunt un familist devotat, n-aș găsi plăcere în altceva. Și le-am luat la rând doar un aspect cultural, am socotit, eu nu vi-l spun, că l-aș practica altfel. În rest, nu m-ar încânta altceva. Dar să privim acum la Asaf și să observăm descrierea lui când se uita cu un ochi de liberal. Dar bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată, totuși era să mi se îndoaie piciorul. Era să-mi alunece pașii când mă uitam cu jin la cine socotiți și când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat cu grăsime, ei mănâncă, chefuiesc, noi avem orar de post. N-au parte suferințe omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni, mândria le slujește ca salbă, noi spunem căci smerenia este steagul nostru. Versul 9, râd și vorbesc cu răutate și asuprire, vorbesc de sus și înalță gura până la cerul, limba le cutreiere pământul, sunt vedete, staruri. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile, că ei sunt materialiști. Și noi, dacă ni se mărește, crește și zeciuiala. Degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit. Pe deasupra avem și ispite și toți ne canonesc, fiindcă în lumea diavolului nu poți să umble copilul lui Dumnezeu și să nu-l bâzie nimeni, să-l lase în pace. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost rudă. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Și-a dat seama, acelii fericirea. Și se duc și mor. Dar nu asta l-a liniștit pe el total. Asta ar fi doar o judecată firească. Le merge lor bine acum, dar vine prăpădul peste ei, la gata, vine apocalipsa. Nu asta l-a încântat pe el și i-a dat satisfacție. Iată ce scrie apoi de la versetul 22, 20-21. Când mi se amăra inima, mânca din scriptură, știți, și în gură era dulce și apoi când o consuma era o mare. Și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost. Și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Deci el s-a liniștit găsindu-și plăcerea în Dumnezeu și anticipând veșnicia care va veni. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? În cer nici nu credem că ne-am mai manifestat ca lumea, nu? Dar și ce spune mai departe? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Doamne, ajută-ne! N-o să ne ispitească liberalii niciodată. Dacă o să ne găsim plăcerea în Dumnezeu, dacă o să ne încânte lucrurile sfinte și pasiunile duhovnicești. Amintesc și ce spune Iacov în Epistola sa, în capitolul 1, versetul 26 și chiar versetul 27. Noi suntem în lume, Domnul Iisus a rugat și a zis, nu-i muta, Doamne, din lume, vine după ei. Dar cum să trăim în lume și în același timp să nu fim lumești? Biblia nu ne învață ascetism monastic. Nu trebuie să ne facem călugări. Nu trebuie să ne facem nici farisei sociali. Imediat îi abordăm pe formaliști. Trebuie doar să-ți practici evlavia în Hristos între oameni. Iată cum este redat aici de Iacov. De la 26. Dar crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba. Asta nu înseamnă nu mai vorbești cu nimeni. Nu poți, că n-ai voie, că ei vorbesc de ale lor și noi vorbim numai psalmi și cântări. Cum a venit un biet om la mine și a zis, frate, trebuie să mă rog Domnului, că am vorbit și din alte pasaje din Biblie, nu numai din psalmi. Zic, dar nicio problemă, nu că scrie numai din psalmi. Vă dați seama în ce extreme îi poate duce diavolul pe oameni. Și înșeală inima un astfel de om, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu
este să cercetăm pe orfan și pe văduve. Deci poți să fii implicat în lume, dar să te pasioneze necăjitul, omul bolnav, e mare pasiune. Numai înțeleptul se duce la necăjiți, prostul merge la distracție. Citiți în Eclesiastul 7. În necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Deci se poate să fim implicați social, caritabil, să avem relații cu oamenii. Îmi spune Pavel în Corinteni 5, a nu avea deloc relații cu curcovare ar însemna să ieșim din lumea asta. Nu asta se cere. Dar noi ne înfrânăm limba. Și când el deschide un subiect imoral, noi deja avem sobrietate pe față. Și spunem, omule, dacă ești tu ce înseamnă să ai o familie curată, îl faci pe el să roșească, de ce să roșești tu? Când un om materialist îți spune, hai să muncim, să facem, tot peste program, ce tot biserică? Tu îi spui, materia lui Dumnezeu, el a dat-o, dar nu construim prea multe, ne construim întâi templu sufletesc, că astea vine și le distruge. Ne bucurăm dacă le avem și le facem, dar punem în față lucrurile sfinte. Și dacă așa procedăm, se poate trăi liniștit. Doamne, ajută-ne!